Am revenit, spunea Andreea mai devreme că are o pasiune și cum TikTok-ul. Hai să vedem câteva, am vorbit cu colegii din regie și o să ne pună pe plasmă, cum spuneam. Povestește-ne puțin. În primul TikTok eram eu cu prietena mea cea mai bună, în Bulgaria, și făceam sparring. Aici, așa sunt eu. Ce să vă zic pe TikTok-ul ăsta? E mișto, l-am făcut că prinde, faci vizualizări. Uite aici. Astea sunt niște poze de când eram eu mică. L-am văzut și pe mama, tata, da, și fratele meu. Da, și ei sunt eu când sunt mare. Aici e Instagram versus realitate. Can we switch the language? Da, ăsta e TikTok-ul meu preferat. Cu prietena ta? Da, cea mai bună prietena mea. Spuneai că nu este româncă. Nu, e bulgăroaică. Stă în Sofia. Și cum ai cunoscut-o? Păi în 2019 am fost la un campionat european. Ea cu un an înainte ieșise campioană mondială și la campionatul european a pierdut din primul tur, nu a luat nicio medalie. Noi atunci nu vorbeam. Eu când am ajuns acasă de la campionat mi-a dat mesaj și mi-a scris felicitări pentru titlu. Și mă rog, ne cunoșteam așa din vedere, doar că eram prietene și știam că a pierdut. Am început să o consolez pentru că știam cum te simți când cu un an înainte ești campion mondial și următorul an pierzi din primul tur. Ne-am împrietenit, ne-am văzut în 2019 de Crăciun, după care la o competiție, după care a venit ea de revenire, a venit la mine în România și eu acum ceva timp am fost la ea în Sofia. Ne-am împrietenit foarte bine. Foarte frumos. Care este idolul tău în kickboxing? Cedric Dumbe. Cedric Dumbe. Da. Și ai vreun sportiv român cunoscut pe care îți place ție foarte mult? Păi sincer, cred că Andrei Stoica. Adică el și înainte făcea niște meciuri foarte bune și acum ultimul meci cu Voronin l-a făcut foarte bun. Celelalte două meciuri al lui, cel cu Voronin și cel din One, ultimul lui meci din One, atunci nu mi-a plăcut niciunul dintre meciurile lui, doar că acum a luptat bine din nou și cred că o să urce în continuare. Mi-e place foarte mult și tehnica lui. A lui Andrei. A lui Andrei, da, da. La Super Combat Academy, acolo unde te antrenezi, ce partener de sparring ai? Păi nu prea ai am. Fete? Nu am fete, nici pe categoria mea nu prea am, doar că cel mai bine fac sparring cu Ionel Bălan. Ionel Bălan, bănuiesc că este de categorie mai mică. Da, mai mică. Face 63 de kg. Și mergeți la sparring-uri prin altă parte? Nu prea mergem, mai vin alte cluburi la noi. Prin alte cluburi. Da. Dar te ajută foarte mult, tu participi și la competiții de amator. Te ajută foarte mult meciurile din competițiile de amator. Le iei ca pe niște sparring-uri pentru cariera ta profesionistă? Da, pentru că, în primul rând, mie mi se pare că la antrenament, oricât de mult ai lucra, tot nu ajungi la intensitatea unui meci. Mă refer aici la rezistență, la suflu. Și când lupt și la amatori, eu încerc să mă obosesc cât mai tare oricum toate reprizele ca să îmi îmbunătățesc rezistența, să văd cât duc, să văd, duc bine, nu duc bine, că la antrenamente nu prea îți dai seama. Da, la antrenament nu se dă seama pentru că nu ai aceeași factor de stres ca într-o competiție. Da. Indiferent de nivelul ei, că este de amatori sau este meci profesionist, tot competiție este și tot atmosfera aia de competiție și ai mai mulți factori de stres. Și din cauza asta obosești. Dar la experiența ta, la 200 și ceva de lupte, nu mai avea voie să se întâmple treaba asta, să obosești deloc în meciul. Pentru că trebuie să fii relaxat aproape ca la antrenament. Da. Într-un meci, indiferent că este profesionist sau amator. Dar având lipsă de aceste sparring-uri în sală și neavând fete în sală, că ție normal în sală îți trebuiau 5, 6, 7 fete cu care poți să te antrenezi, puteai să ții din prietenele tale să le bagi să practice kickbox. Da, pe alea care bârfeau mai mult. N-ai încercat să convingi pe nimeni. Păi degeaba încerc eu să conving acum, pentru că ca fată e foarte greu dacă te apuci la vârsta asta să faci performanță. Și decât să fac sparing cu o fată și să o învăț eu pe ea, mai bine fac cu un băiat care mă învață el pe mine. Păi nu, eu am zis așa în spirit de glumă, că puteai să le iei pe alea care bârfeau mai mult și să faci sparing puțin cu ele, păi să le înveți, așa să spunem.
Se știu ele. Se știu, da. Nici nu mai comentăm. Crezi că ar accepta o astfel de invitație? Normal că nu. Îți dai seama că n-ar accepta. Ai avut vreodată un conflict cu un băiat în afara sălii de antrenament? Nu, v-am zis. Deci cu băieții mă înțeleg foarte bine. Deci sunt prietena mai bună decât cu băieții. Dar cu vreo fată? Da. Mereu. Ce motive? Păi majoritatea prietenilor mele, deși mama mi-a zis de foarte multe ori că vezi că fata aia nu e așa, vezi că aia e așa, vezi că așa, așa n-am ascultat-o niciodată. Și mereu s-a dovedit a fi ca ea și majoritatea prietenilor mele toate erau invidioase pe mine și pe sportul pe care îl fac. Și de ce nu s-au apucat și ele? Păi ce să facă la vârsta asta? Da, mama tot timpul are dreptate. Da, mereu. Deci chiar dacă mă contraziceam cu ea, chiar dacă îi ziceam nu e așa și le luam apărarea în fața ei, tot ea a avut dreptate. Da, m-am convins și eu de lucrul ăsta. Niciodată nu-i dau dreptate în față, dar pe la spate tot timpul îi dau dreptate mamei, așa că... Dar tatălui tău îi dai dreptate? Sau el nu intervine în astfel de situații? El cu prietenile nu, el la antrenamente sau și la antrenamente. Dacă îmi zice, vezi că nu dai bine, vezi că dai așa, îi zic... Ba nu că nu știu ce, dar eu știu de fapt că el știe bine, dar nu pot să-l, este implicat, să-i zic că zice bine. Este implicat și el în antrenamentele tale și da, la luptele tale. Bine mereu. Zilnic cu tine? Da. A învățat deja să țină palmare, să te ajute? Păi îmi ține palmarele tata, cred că de când era mică. Am înțeles, deci este un bun antrenor. El nu a practicat sport de contact, nu? Nici mama ta? Nu, mama a făcut handball, dar a fugit de minge. Păi și de unde a venit pasiunea asta brusc, așa, de la 6 ani sport de contact? Că putea să te dea la orice alt sport, la not, putea să te dea, nu știu. N-a venit neapărat pasiunea, doar că era sala aproape de casă, adică făceam 2 minute pe jos. Adică, dacă e aproape de casă, hai să o dăm aici. Și ai reușit să slăbești? Când ai zis că erai mică, erai foarte grasă. Păi ajunsesem la 12 ani, aveam și eu 40 de kg, arătam și eu într-un fel. Nu ca acum, că acum am îngrășat, dar arătam bine. Acum te-ai îngrășat pentru că ai stat acasă, nu? Pentru că am stat acasă și pentru că am făcut o slăbire pentru un meci și după a fost efectul ăla. Eu ai slăbit, te-ai îngrășat. Da. Și cât ai slăbit atunci? Am slăbit 12 kg de pe 27 octombrie până pe 3 decembrie. Da, am stat nemâncat. Bine, a fost și deshidratare, bănesc. Da, eram terminat. Te-ai și deshidratat înainte. Și cum puteai da, să mergi la antrenament atâta timp cât tu nu mâncai? Cum puteam, cum nu puteam, mergeam, că aveam meci, trebuia să lupt. Greu. Asta a fost cea mai mare slăbire, cea mai grea slăbire a ta. Da, eu de obicei nu făceam slăbire. Nu făceai deloc? Nu făceam, doar că nu știu ce a fost cu mine, de ultimul timp am îngrășat și acum am îngrășat iar. În ce discipline ai luptat? Ai luptat kickboxing? Mi-ai spus că ai luptat la competiție de ușu, da, nu? Din ce mi-amintesc. Și în ce discipline? Ai luptat în MMA vreodată? Nu, niciodată și nici nu prea aș vrea pentru că mi se pare prea dur pentru mine. Prea dur pentru tine? Da. Păi și hai să spun ceva, mi se pare și kickboxing foarte dur pentru că corpul generează forță maximă în... pe lovire, în timp ce lovești, când ești în picioare, când ești jos la sol, nu prea ai o poziție foarte... doar să ai o poziție super dominantă să da, poți lovi să puternic. Da. Loviturile nu sunt atât de puternice la sol. Și MMA-ul este periculos în picioare. În kickbox stai 3 reprize de 3 minute și se dau sute de lovituri, să zicem. În MMA nu se întâmplă treaba asta, că mai ajungi în clinci, mai ajungi în prize, mai ajungi... Și până la urmă te întreb care e mai violent, ăla unde încasezi 500 de lovituri și dai 600 sau ăla unde te și tăvălești puțin și mai blochezi loviturile adversarului. Oricum trebuie să știi și BJJ ca să lupți. Da, trebuie să știi și partea de sol, dar ești foarte tânără, poți să te apuci oricând și cine știe unde poate duce. Promoțiile de MMA comparativ cu kickboxing-ul sunt mult mai mari, plătesc mult mai bine și e total e o lume diferită. Hai să luăm un invitat tot prin Skype. Astăzi am avut 3 invitații. Niciodată păi nu am spus în premieră de mulți. Alex Bublea, luptător de Muay Thai. Bună, Alex. Nu, noi nu-l auzim în platou. Dacă ne ajută regia și pe noi să-l auzim puțin. Eu aud voi. Gata, perfect. Gata, perfect. Povestește-ne puțin cum ai ajuns în Thailanda. Dragii mei, acum nu sunt în Thailanda. Acum sunt în România, la bunica acasă. Bun, nu știam.
Și stai cu harda în spate să-i arăți bunicii unde e Thailanda. Uite, aici e Thailanda, în spatele meu. Am harda în spate, da, să arăt pe unde e Thailanda. Am fost în Thailanda, am plecat acum 2 săptămâni pentru că ne-au închis meciurile de o grămadă de vreme și nu mai prea puteam să fac bani. Și am zis, de făcut nu-i fac, de cheltuit îi cheltui, măcar să vin în România să mă bucur un pic de țara mea. N-am mai fost de... Poftim? Te vei întoarce. Bineînțeles. Cum deschid meciurile, primul lucru ne-am întors. Sau cum putem să ne întoarcem fără să stăm în carantină, că n-aș vrea să stau 2 săptămâni în carantină. Povestește-ne puțin, cum trăiești acolo? Din ce trăiești? Cum este viața acolo? Bă, taie! Din ce să trăiesc? Din luptă. M-am dus pentru luptă, m-am dus să fac luptă, să devin mai bun la luptă, la sportul de Muay Thai. Deși puteam să câștig și din punct de vedere promovațional, puteam să fac treabă mai bună, probabil, din Europa, fiind mai aproape de România, Anglia, având un nivel bun de Muay Thai, Franța, la fel, Australia e departe. Dar în afara Thailandei sunt cele mai puternice 3 țări și mă gândesc că puteam să fac treabă foarte bună, dar am vrut să mă împing, să mă duc la cel mai înalt nivel, să lupt contra cei mai puternici luptători din lume și acolo este locul unde vrei să fii pentru asta. Ce meciuri importante? Așa cum am dus. Poftim? Ce meciuri importante ai susținut în Thailanda? Păi, acum lupt în circuitul Thai Fight, luptăm fără mânuși, luptăm carciuc, Muay Boran, cu frânghii pe mâini în loc de mânuși. Și în rest, meciurile de Muay Thai care se desfășoară în toată Asia, la cel mai înalt nivel. Mă întorc ocazional din Asia în Europa, dacă oferta e destul de bună. Uite, spre exemplu, următorul este în Mexic contra lui Eddie Abasolo. Și, în general, mai mult pe partea de Asia, pentru că, mai ales acum cu situația în care este planeta, e destul de greu să călătorim dintr-o țară în alta. Și rămânem pe Thai Fight, Max Muay Thai și altele, Super Champ, ce mai sunt în Asia. În Thailanda. În Asia sunt multe. Reprezinți România. Te-am văzut mereu cu steagul României după fiecare meci al tău. Federația Română de Arte Marțiale de Contact te-a susținut într-un fel? Până acum a fost... Nu prea. Adică n-am văzut nicio susținere niciodată din partea la nimic din România. În schimb, acum când am venit în vacanța asta, am văzut o creștere extraordinară a sportului de contact în România și am fost invitat la campionatele naționale ale Federației Române de Freestyle Kickboxing. Domnul Adrian Dejanu a fost foarte deschis cu mine și face treabă bună și mi-au mulțumit frumos pentru contribuția care am adus-o sportului de contact, creșterii sportului de contact în România și reprezentarea la nivel internațional. Și m-am simțit foarte apreciat și m-am simțit foarte bine. Dar până acum nu, tot ce am făcut a trebuit să fac eu singur. Cam câte meciuri ai susținute? 123, dar sunt plus minus câteva, că am pierdut numărătoarea la un moment dat și am luat de unde mi-am adus aminte, dar să le zicem 123. Ce victorii importante ai avut acolo? Victorii, am câștigat campionatul mondial WMC, care este cam cea mai importantă centură în afara stadioanelor. Am câștigat campionatul mondial WMC, l-aș fi și apărat a doua oară dacă nu mă fură la decizie, dar asta e treaba lor. Am câștigat campionatul mondial Roar Combat League, care este unul dintre cele mai puternice din Europa, l-am apărat de 4 ori, după care a trebuit să eliberez centura pentru că nu mai pot să mai fac categoria de 67 de kg. Sunt la ora actuală, am fost singurul, dar acum sunt doar primul, a rămas primul român care a câștigat meci de Muay Thai pe Lumpini, care este cel mai tare stadion de Muay Thai din lume. Între timp a venit și Ștefan Corodi, colegul meu, care a reușit să câștige pe Muay Thai și sunt foarte mândru de el. Sunt încă singurul român care a luptat meci de Lightweight cu lovituri de cap permise, fără mănuși, fără nici măcar cu frânghii, doar cu bandaje peste mâini aveam. Și mai sunt și alte promoții, gen Yokao, la care a fost din nou singurul român care a câștigat. Dar cel mai notabil, din punctul meu de vedere, este victoria pe Lumpini și campionatul WMC și Roar Combat League, bineînțeles. Știu că susții o serie de seminarii în România. Cât mai stai, câte seminarii ai susținut și câte mai ai de susținut? Am avut 12 până acum, mai am încă 3.
aveam nevoie de o pauză zilele astea, așa că am ales să nu mai fac, să-mi dau. Le aveam, erau consecutive, în fiecare zi în alt oraș, conduceam 6-7 ore, coboram din mașină direct seminar. Am fost foarte surprins de interesul foarte crescut al sportului de contact în România și am avut luptători și studenți din toate disciplinele. Ashihara, Kyokushin, Taekwondo, Kickboxing, de toate până la Muay Thai. A fost fantastic. Mai am încă 3 care sunt programate și vreau să le fac. Dacă mai apar oferte, ce să zic, nu mă scot banii afară din casă, o să le fac. Îmi doresc foarte mult să promovez sportul de Muay Thai în România. Dar dacă nu mai apar altele, sunt foarte mulțumit, sunt la capătul puterilor cu focusul în fiecare zi și seminarele. Și miercuri plec la Londra să mă antrenez pentru următorul meci din Mexic. Mult succes, îți mulțumim că ai fost alături de noi, mult succes în continuare și să ridici drapelul României cât mai sus, așa cum ai făcut-o și până acum, și mai ales într-un sport de contact. Înainte să încheiem, vă rog frumos, am de spus asta pentru domnul Atodiresei. Vă mulțumesc pentru munca ce ați depus-o sportului de contact și pentru luptele spectaculoase ce le-a susținut când eu eram copil și mă uitam la dumneavoastră ca la filmele cu Van Damme. Ați avut o contribuție mare și în cariera mea, indirect, nu ne-am cunoscut așa, probabil ne-am văzut pe la vreo gală de mult, dar mă uitam la meciurile dumneavoastră cu Attila Gomboș, cu francezul ăla, cum îi chemă, îmi plăceau foarte, foarte mult și mi-am dorit și eu să ajung așa și vă mulțumesc încă o dată pentru toți copiii pe care i-ați motivat până acum. Și eu îți mulțumesc și îți mulțumesc că tu o faci în continuare dacă eu m-am retras. Mulțumesc! Mulțumim, Alex, și multă baftă în continuare! Să trăiți mai bine! Pa, pa, numai bine! Vezi, ești foarte apreciat! Da, mă simt onorat de multe ori că mă apreciază lumea și mai ales un luptător de talia lui. Nu pot să zic că am lacrimi în ochi, că nu plâng așa ușor din asta. Mă sensibilizează probabil alte chestii mult mai importante decât cariera pe care am avut-o eu. Dar este vorba despre invitata noastră, da, în emisiunea noastră de astăzi, nu despre, așa, și invitații noștri, nu despre mine. Probabil o să facem o emisiune dedicată mie, să fiu eu acolo în locul ei și să mă întreb. M-am gândit la treaba dar asta și să știi mai că am vorbit un cu producătorul. Coleg, un am vorbit coleg. Cu producătorul, vorbit nu cu că producătorul? Pot să duc singură emisiunea. Poți te ține? Da. Am să te văd. Andreea, spune-ne, ce planuri ai de viitor? Păi, acum să termin facultatea. La ce facultate ești? Sunt și la Facultatea de Jurnalism și la UNEFS, pe Management în Sport, doar că cred că o să-mi îngheț anul la jurnalism, pentru că nu pot să merg la ambele facultăți, mai ales acum când o să începem fizic și nu o să mai fie online, să pot să intru și acolo și acolo, să mai am o absență, să mai arăt, o să începem să mergem fizic, nu o să pot să mă duc la amândouă. Când îți propui să participi la următoarea competiție? Luna viitoare în Bulgaria, deja m-am înscris. Te-ai înscris? Da, la amatorii, acum să ce vedem. Ce fel de competiție este? Eu o cupă internațională WACO, să mă pregătesc pentru campionatul mondial. WACO, am impresia că WACO au introdus kickboxing-ul ca sport olimpic. Da. Dacă va fi ca la olimpiadă, îți dorești o participare la olimpiadă? Îmi doresc mai multe, nu una. Da, acum să vedem. E greu, dar nu e imposibil. Bănuiesc că se va forma un lot al României, un lot olimpic. Cine formează lotul ăsta olimpic? Știi ceva, ai idee? Trebuie să așteptăm să vedem, că noi săracii nu știm de capul nostru. Să se termine procesul, da, întâi de la FRMAC după aia. Da. Am înțeles ideea. Din păcate, emisiunea noastră se apropie de final. Nu uitați să dați follow pe Instagram Fight Club News, Andreea Ojog ca un pitbull cu capa și Andreea Cebuc. Andreea, îți mulțumim pentru prezență în această seară. Te mai așteptăm cu drag pe la noi. Eu nu ți-ți mulțumesc pentru ajutor. Ne vedem data viitoare. Pleci în vacanță săptămâna aceasta? Nu mai plec în vacanță, m-am răzgândit. Plec un pic mai târziu. Încă nu scăpați de mine. Am înțeles. Atât pentru această seară. Ne vedem marțea următoare de la orele 23, tot pe Lux Sport 3. Eu sunt Andreea Ojog, vă doresc o seară perfectă în continuare.